Glumeam noi într-o seară pe aici și ziceam că dacă s-ar face manele de-astea educaționale cu subiecte din programa de la liceu, ar crește masiv procentul de promovabilitate la BAC. Da? E, uite că nu eram foarte departe de adevăr. Păi fiți atenți aici. Japonezul și Zoli erau capii unei rețele care fura din tiruri în Franța și Germania. Videoclipul care i-a dat de gol a fost filmat în anul 2009 de Guță, iar piesa era dedicată chiar interlopului Japonezul și brigăzii sale de locotenenți. Cei doi au fost săltați dintr-un apartament din Olanda, însă până când să fie prinși, polițiștii au făcut descinderi în peste 60 de locații din România, Franța, Germania și Ungaria. E? Ați văzut? Manelele au ajuns să sprijine organele de urmărire penală, mă! Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Bine, vă invit să ignorați stilul extrem de lejer din titlul știrii, retorica aceea relaxată, de salon, așa, cam de nota 6-7 la bacalaureat. Lasă, bă, important e că i-au prins. Știrea nu spune și cum anume i-au prins. Ce indicii au furnizat clipurile? Articolul nu conține nici măcar videoclipurile salvatoare sau incriminatoare. Na, depinde din ce parte a fenomenului infracțional privești. România e prea mică pentru șmecheria mea. Bă, dai că exagerez și eu, în loc să remarc fondul problemei, critic forma articolului. Urât, foarte urât din partea mea. Felicitări așadar ofițerilor de la Interpol, felicitări manelistului Liviu Guță, care a avut o distribuție de excepție în videoclip, și felicitări celor de la Wowbiz care au difuzat această știre. Iar acum să mergem mai departe, pentru că acest succes al polițailor poate să deschidă orizonturi nebănuite. Păi mai știți cazul interlopului eliberat din greșeală din arestul capitalei? Adrian Botez este considerat unul dintre cei mai periculoși interlopi din România. În urmă cu 3 ani a acționat precum un asasin la comandă. A încercat să-l ucidă pe Puiu Mironescu, un alt lider mafiot. Adrian Botez a fost căutat 3 ani de poliție și prins în luna mai a acestui an, când a fost săltat dintr-un restaurant. Între timp primise deja o condamnare de 10 ani de pușcărie. Arestat preventiv, Botez a așteptat sentința definitivă a justiției, care a venit marți, de la Înalta Curte. Tot 10 ani de închisoare, numai că polițiștii care îl supravegheau în arest au interpretat-o complet invers și au dat drumul. În loc să fie trimis la penitenciar unde să rămână în următorii 10 ani, Adrian Bucur a fost lăsat să iasă pe ușa aceea liber ca pasăraceului. Păi acum e clar pe unde trebuie căutat, nu? E momentul ca Ministerul de Interne, Interpolul, FBI-ul să-și înființeze, bă, divizii speciale care să urmărească toate canalele de manele. Divizia Taraf TV, să zicem, sau Brigada Manele, BM. Să uită polițaii non-stop la manele și pac! În 3 luni îl înhață și pe ăla eliberat din greșeală, bă. Îl găsesc ei printr-un videoclip, nu se poate. Că doar nu s-o duce ăla să apară la concertul filarmonicii din Viena, dă-l încolo.